Interesul devenilor pentru informațiile de interes public este în creștere în ultima perioadă. În 2016, Primăria Municipiului Deva a primit 88 de cereri adresate în baza legii numărul 544 din 2001, privind liberul acces la informații de interes public, în creștere comparativ cu anii 2015, când s-au primit 78 de cereri, 2014, când au fost primite 65 de cereri, și 2013, când au fost înregistrate 51 de cereri, și mai mult decât dublu față de 2012, când au existat 36 de solicitări, potrivit raporturilor anuale care pot fi consultate pe site-ul oficial al instituției. Majoritatea cererilor, 90%, primite în 2016, au fost rezolvate favorabil, în timp ce un procent de 10% dintre acestea au fost respinse ca urmare a solicitării de informații exceptate de la accesul liber al cetățenilor sau care nu au făcut obiectul legii. Cele mai multe cereri, adică 76% din total, au vizat utilizarea banilor publici, contracte, investiții, cheltuieli, precum și acte normative și reglementări. Aproape 2/3 din totalul cererilor, adică un procent de 61%, au fost adresate de către persoane juridice, iar alte 39% de către persoane fizice. Peste 3/4, adică 77% dintre solicitările adresate în 2016 Primăriei Municipiului Deva, în baza legii privind accesul liber la informațiile de interes public, au fost transmise pe suport electronic, iar restul de 23% pe suport de hârtie. Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean vă invită vineri 24 februarie 2017 la ora 15 în holul mare al Centrului Cultural Să iubiți românește de dragobete. La eveniment participă elevi de la Liceul de Arte Sigismund Oduță, Colegiul Tehnic Transilvania și Școala Generală Andrei Șaguna din Deva, precum și membrii ai Asociației Castelul din Carpați. Surprizele se vor ține lanț în ziua de dragobete. Vor avea loc jocuri de îndemânare între perechile de îndrăgostiți, concursuri cu premii, cea mai frumoasă declarație de dragoste, concursuri de karaoke, micro-recitalul Roxana Olșanski, Rareș Farcău, Alin Gavriluță și Ioana Dronca, precum și o expoziție de caricatură și stand de cadouri și mărțișoare. Sărbătoarea iubirii nu se oprește aici, va continua sâmbătă, 25 februarie 2017, de la ora 17, la complexul Aqualand. De dragobete, deveniți sunt invitați la concurs. Intrați pe pagina de Facebook Aqualand Deva Oficial, distribuiți clipul postat la eveniment, comentați particip și sunteți automat înscriși în concurs. Câștigătorul va fi desemnat prin tragere la sort și va avea parte de un adevărat regal de dragobete pentru două persoane. O zi la Aqualand, la petrecerea de dragobete, acces gratuit cu telecabina pe cetatea Deva și cazare cu mic dejun inclus la hotelul Rusca din Hunedoara. Genul programului Talk Show. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Ana Maria Nedelcov, bun găsit la Vocea Străzii, aici la Hunedoara TV. Astăzi vom vorbi despre politică, despre problemele Devei, despre cum pot fi rezolvate, despre viitorul Devei și vom vorbi cu Mircea Muntean, primarul Devei, care n-a fost de mult în studioul nostru. Bună ziua, vă mulțumesc bună ziua, bine că ați acceptat invitația noastră. Vin cu mare plăcere, dar data trecută, din păcate, așa a fost informația, am avut 3 emisiuni și nu am mai putut onora și îmi cer scuze telespectatorilor și dumneavoastră. Personal. Și unde ați fost în ultimele luni? Pentru că l-am avut aici în studio doar pe viceprimarul Răzvan Mareș, care a făcut față cu brio la toate provocările noastre, dar pe dumneavoastră nu v-am văzut. Am mai fost în emisiunile dumneavoastră, am fost și în altele prezent. Sigur că ca niciodată am 2 primari, viceprimari mai harnici decât mă așteptam și mă ajută foarte mult, dovadă că lucrurile merg foarte bine în Consiliul Local. După cum ați văzut, scandalurile ne-au ocolit aproape un an de zile. Sperăm să o ținem tot așa, că în folosul devenilor și iată proiecte mari, cum ar fi sala polivalentă, cele 5 blocuri care se construiesc în municipiul Deva. Din ultimul meu mandat de acum 5 ani de zile nu s-a mai făcut o
cameră pentru cei nevoiași. Iată că acum am reușit să promovăm 200 de apartamente noi, încă 100 începute de pe vremea fostului primar și nefinalizate nici astăzi, pentru că nu ne-a adus nicio finanțare. Din contră, când am adus eu miliardele de care știați, ei s-au grăbit să le returneze guvernului României în speranța că Voiculescu de atunci sau nu știu ce aliați vor da bani mai mulți de vei. N-au mai dat. Haideți să vorbim despre ce faceți dumneavoastră în acest mare mandat. Plăcere Haideți să vorbim despre polivalentă. Da. E o sală de 5.000 de locuri, cu 1.500 de locuri pentru parcare mașini, unde vor avea loc toate competițiile sportive de anvergură, începând de la lotul național de gimnastică, care e cel mai interesat să aibă o sală modernă, terminând cu echipa de fotbal de sală, campionă națională și aspirantă la un loc fruntaș în Cupa Europeană de fotbal de sală. De asemenea, acolo vor avea loc evenimente culturale de primă mână cu cele mai tari concerte asemănătoare desfășurării programului din Cluj, cu cele mai tari formații, cum am adus și noi în De Revelior, Carlos Dream, tot ce este la vogă în ultima perioadă, să nu le mai enumer pe toate, și bineînțeles o dezvoltare a întregii zone, pentru că tot în zona Sântul Alb va fi construit atât depozitul Angrou, cu o capacitate de 200 de containere frigoterme pentru păstrarea produselor de la producători, și mă refer la cele perisabile, roșii, castraveți, ouă, da, ceapă, usturoi, cartofi, care se pot ține chiar de pe un an pe altul fără să fie afectate, și unde e nevoie de o asociere cu Consiliul Județean și cu primăriile din Hunedoara, Simerea, dar și satele învecinate. De mâine probabil voi purta discuțiile și pentru această piață Angro. Dar modelul sala polivalentă avem la Cluj, cât va costa, da, și în cât timp, când sperați să fie gata? Polivalentă va costa 21 de milioane, va fi finalizată de lei, de euro? De euro, și va fi finalizată în 25, până în 25 octombrie 2019. De unde aveți bani? Banii sunt de la Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții. Este o prioritate să avem sală polivalentă? Este o mare prioritate, pentru că în sala de sport actuală, cu capacitate de 1.500 de locuri pe scaun, nu se mai pot desfășura nici măcar concerte tradiționale, pentru că lumea are nevoie de spațiu, are nevoie de sonorizare bună, are nevoie de modernism, de iluminat și așa mai departe. Acolo se încinge atmosfera, căldura e o problemă. Pe timpul verii sufocă sportivii, pe timp de iarnă nu reușim. Păi și ce veți face cu sala veche? Sala va rămâne pentru antrenamente, ea funcționează, are o conducere administrativă bună, va merge în continuare pe program de pregătire și antrenamente, unde nu mai sunt să elimine aburi spectatorii, ci doar sportivi, și atunci nu e o problemă. Problema e când se adună peste 2000 de oameni, atunci se creează o atmosferă sufocantă. Sala, așa cum am zis, polivalentă, va atrage, pe lângă concertele culturale, două pe săptămână sau chiar trei în unele perioade, va atrage și va dezvolta și investiții în zonă. Pentru că am spus, una dintre ele va fi Marea Piață Angro și alta va fi că va crește interesul pentru locuințe, pentru alte mici întreprinderi, printre care și centrala termică de care vorbim. Pentru că eu sunt absolut convins că Hunedoara, care nu are căldură, de exemplu astăzi, va opta și ea pentru un sistem caldeve dacă lucrurile vor merge bine. Care să aparțină de termocetate. Dumneavoastră la termocetate vă referiți? Nu. Probabil că va face Cetate Corvin Hunedoara. La noi va fi Cetate Termdeva. Păi în ce stadiu sunteți cu termocetatea? Ea este finanțată exclusiv din fonduri private. Cei care construiesc vor obține rambursarea sau amortizarea construcției din banii pe care îi încasează pe căldură, pe agentul termic și, pe de o parte, pe
curentul electric care livrează în sistemul național. Noi avem acest precedent cu sala de sport, din păcate acolo un motor pe care l-am adus și care a funcționat foarte bine și care mi-aducea 16 miliarde de lei pe an doar din curentul electric care îl introduceam în sistemul național la un megavatoră. Gândiți-vă că acum voi avea 35 de megawatts ora, atâta va fi centrala formată din 6 grupuri a câte 5,2-5,8 megawatts. Gândiți-vă 15 ori 6, faceți un calcul cam câte miliarde aduc la capacitate, la întreprinzătorul privat, și pe partea de iluminat veți trece tot la termocetate? Nu, prin și partea de iluminat pentru... se decontează din sistemul național. Noi livrăm acolo, contra cost, ne dau o energie. Doar că energia va fi și pentru primărie mult mai ieftină, pentru că dacă luăm de la Cernavodă, transportul până la Deva e mult mai costisitor. Avem un model la Făgăraș, după care ne-am ghidat, care este făcut de producători nemți, foarte serioși, și care de la 25% cât a mai rămas sistem centralizat, au ajuns deja la 75%. Deci aproape că merg spre 100%, pentru că toată lumea se leagă că e cu 35% mai ieftin decât o centrală termică aici de bloc. Aici cât sperați să se... La tot așa, 25-30% va fi cert, nu, nici nu se discută. Cu 30% va fi mai ieftin, așa cum le-am spus la blocurile când am început izolarea turnurilor din micro 15, le-am spus, facem un bloc A la Z, în țară nu este niciunul, de niciun fel, aici va fi prezent premierul României, atunci era Călin Popescu-Tăricianu, l-am adus acolo, i-am pus oala cu fasole, spun așa românește, în față la o cameră, vă rog să serviți și mâncați și vă rog să vedeți cât au costurile două, trei familii de pe diferite etaje. Și oamenii au spus, avem cu 30% mai ieftin datorită faptului că domnul primar a dirijat toți banii de la sponsorizările făcute de lanțurile de magazine, că toți suntem la modă cu multinaționalele, să nu le mai dăm nume, au venit și au, în loc să le bage în jocuri care de multe ori se defectează înainte de a le folosi vieții copii, am zis, domnule, hai să facem un bloc să vadă toată lumea. Din momentul în care l-am terminat, automat au început alte trei blocuri în parteneriat cu primăria, care a mai avut finanțări în continuare, și pe urmă au venit programele europene, care au văzut modelul de la Deva și în trei ani a început în toată România. Ăsta a fost un pionierat adus de Mircea Muntean. Gândiți-vă că am reușit să reabilitez centrul vechi al Devei în 2002, dacă nu mă înșel. A fost prima reabilitare a unui centru istoric vechi. După mine au început Bacău, Bucureștiu, Vanghelie, Timișoara, toată lumea. Astăzi, foarte multe blocuri își termoizolează, care au venituri mai substanțiale, oamenii își pe cheltuiala lor și plătesc eșalonat la constructor în 4-5 ani, ies aproape la fel ca și noi cu fondurile europene. Pentru că la fondurile europene sunt foarte multe condiții. Să fie balconul dezvelit, să nu ai termopan la el. Când vin și le evaluăm, să nu ai în față nu știu ce bărăcuță, să dai jos trebuie gardul verde. Trebuie să ai asociații de proprietari, să ai asociații, să voteze toți. Deci spun la condiții foarte grele, plus că prețul este mult mai mare că nu-l controlăm noi. Noi facem selecția, dar o facem conform cu stasul impus de comunitatea europeană. Și atunci eu îndrum pe deven, faceți pe mâna și mai bine ajut eu pe persoanele sensibile cu venituri mai mici, le dau eu cât un ajutor special la 6 luni și le spun, domnule, plătiți și pentru termoizolare, pentru că vă câștigați banii cu toții din această economie de 30%. Ce se va întâmpla cu Mintia? Mintia se zbate. Eu îi doresc binele, să reziste 1000 de ani. Păi și faptul că există termocetate, e că îi doriți binele sau ce se întâmplă? Da, pentru că deci existau voci care susțineau că termocetate este făcută, este ok, va fi creată de un privat, doar că mai este
cum să spun, sapă la temelia mintii ei și o ajută să se scufunde și mai tare. Mă bucur că recunosc acest lucru. Energeticienii au fost totdeauna prietenii mei. Majoritatea au provenit din Iernut. Sunt foarte multe familii, ca și tatăl meu, care vin din Iernut, care au venit odată cu termocentrala. După ce a construit-o la Iernut, au venit și au făcut-o pe cea de la Deva. Ei au fost și votanții mei. Sigur că mulți s-au pensionat, dar au mai rămas copii de lor. Centrala n-a recunoscut niciodată mintea dacă are un handicap, niciodată n-a recunoscut că ei au trăit bine, mersi și foarte frumos pe banii devenilor, cărora trebuia să le furnizeze gratis din 82 energia termică. În 83 au început să le pună prețuri pe câțiva kilowatts, cât îi cheltuia motoarele de ăla. În 89 au venit cu prețuri astronomice, au băgat primăria în datorii, până când a venit primarul Mircea Muntean în 95-96, a eliminat IGO, acel IGO interimar între cetățeanul Devei și Mintia, și care își băga 38% costuri. Și acolo erau 4.400 de angajați. Am dat într-o singură noapte 4.300 afară. Cum? Le-am dat salarii compensatorii după modelul celor din Valea Jiului. Astăzi, din 4.300, mă mai înjură... Sunt vreo 700 și ceva. 70, 80, nu, că dacă nu m-ar fi votat, de-aia m-au votat toți. Și 4.100 de Dumnezeu sănătate, n-am fi plecat nimic din hurdubia aia. Iar devenit toți mă laudă, pentru că și acum prețul la gigacalorie este cel mai mic din țară. Bun, cum vă va afecta dacă se închide Mintia? L-am avut aici pe domnul Meltzer, director general al Complexului Energetic Hunedoara, care spune că va fi o mare problemă dacă se va închide Mintia. Cum vă va afecta pe dumneavoastră ca primărie? Răzvan Mareș, pe care l-am avut aici luna trecută în studio, el spunea că totuși Mintia supraviețuiește pentru că, datorită primăriei Deva, exact. Acum aproape că depinde oarecum de primăria Deva. Cum depinde de primăria Deva? Scopul lor n-a fost să dea căldură Devei. Căldura o dea din regizor. Cum depinde pentru de primăria Deva? Primăria Deva, de exemplu, îi ajută acum să-i sprijine să le plătească în avans agentul termic. Dar aveți bani pentru plătit în avans agentul termic? Bineînțeles. Da? Deci nu aveam cum plăti dacă nu avem bani. Deci dacă până acum Mintia ne credita pe noi și 6 ani, datorită costurilor imense care le-a pus pe seama populației, pentru că nu cred că au fost niciodată reale. Repet, dacă, de exemplu, scumpeau curentul electric cu un leu, rețineți, cu un leu, sau cu un ban, curentul electric, deci nu un leu, un ban, energia termică se putea livra la Deven gratis, așa cum a fost construită în 82. Ulterior s-a umblat la această jmenăreală, să o spun, de foștii directori, până în 2000, când și-au dat seama că nu le mai merge cu astfel de joc. Pentru că termocentrala Mintia, dacă ar fi colaborat cu noi și am fi preluat-o așa cum a făcut Bacău sau cum au făcut alte, și să nu se declare de interes național, s-a declarat de interes național și 4 ani a rezistat. Pe urmă au folosit-o minerii, că trebuie să recunoaștem și acest lucru. Minerii s-au folosit de ea. 4 ani au scăpat de regia de prin ajutorul Mintiei, care cât de cât funcționa, și acum nu mai merge nici mina, nici regia mineritului și nici termocentrala Mintia. Și vă spun că pe capitolul ăsta nu mă prea bate nimeni și nici nu are nici un argument nimeni în fața mea. Termocentrala Mintia putea, printr-o hotărâre din 2008, predată Consiliului Județean, Primăriei și Deva și Primăriei Hunedoara și Simerii puteau. Și de ce n-a fost atunci? Și n-au făcut-o pentru că atunci mari șmecheri de curent electric sau băieții deștepți, cum suntem din consilierii Ministrului Industriei atunci, s-au dus și au aborit pe premierul Tăricianu, deși am avut sprijin total, adică asta nu vorbesc în numele meu, vorbesc atunci a fost alături de mine, deci și Moro, la și Nistor, și Rușanu. Deci dumneavoastră la vremea respectivă, la 2008, de fapt, ați cerut... Nu vorbiți cerut... vremea respectivă, 2008, da, să dăm exact. Ați cerut... Ne-am dus în audiență la... I-am spus în toată țara să dau centralele. Și o să vă mai dau câteva exemple care interesează pe Deven. Și o să vă spun de ce ura pe Mircea Muntean. Pentru că Mircea le spune. Deci m-am dus la Tăricianu, mi-a aprobat să o trec, au venit băieții deștepți și au zis, o declarăm de interes național. Sigur, și nu puteți spune cu nume cine erau băieții aia deștepți? Consilierii ministrului industriei și cine era ministrul industriei atunci. Mă gândesc și vă spun. De la Daniel Popescu, coace, toți golani. Au venit, n-au dat-o.
n-au dat-o, doar primăriei Deva n-au dat-o, ca că e o primărie, adică primăriei Deva, Consiliul Județean. Da. Atunci Molos m-a sprijinit. Deci noi am făcut o structură administrativă să preluăm după modelul întregii țări. N-au vrut să o dea, că e de interes național. Și lăsați-mă să spun logica, da, că dacă da, nu spune. Înțelegem nimic, că dacă nu e interesant, nu. N-au vrut să o predea. De ce? Că o ținem de interes național, adică moartă, și când Hidro și deștepții, băieții deștepți, nu își puteau încasa curentul electric să-și onoreze livrările către Occident, că România are 25 de megawatt-oră care bagă în linie spre Europa și 25 de megawatt-oră care intră din Ungaria spre România și pe orice graniță a României, Slovenia, Iugoslavia, există un parteneriat pe acest stâlp de egalizare pentru a furniza energie imediat dacă se întâmplă ceva în sistemul unei țări. Deci nu ne lăsăm Ungaria. În momentul în care noi livrăm automat Ungariei. Dacă România cade sistemul energetic, automat Ungaria ne livrează din Austria și așa mai departe. O zic numai în mare. N-au vrut să-mi... Au ținut-o de acest interes, i-au dat drumul doar noaptea, câte puțin. Prețul la Mintia era de dublu, de exemplu, cât era la Hidro. Hidro avea... Vă dau și toate prețurile. 28 de euro era la Hidroelectrica, 60 de euro era la termocentrala de la Mintia. Și atunci nu era fiabilă. Băieții n-o băgau numai când scădea Hidro, nu mai avea capacitate să-și onoreze și pentru că penalizările, când nu-ți onorezi exportul, la curent electric este decapitabil pentru o societate, atunci țineau Mintia și ia vă râs voi acum să salvăm pe ăia. Deci cam în principiu au ținut-o de păcăleală. Pe Ministerul Industriei, să revin de ce am făcut în felul care am făcut, au venit doar fonduri pe mediu pentru reabilitarea parțială a mediului, s-a încercat ceva la Mintia, n-a reușit. Dar nu au certificatele acelea de mediu, nu au nimic. Cu certificate, nu știu ce, 50 de milioane. Pe administrație, și acum cu asta închei, și sper că am vorbit destul, că pot vorbi 5 zile pe baza. Eu am fost primul în țară care am, inclusiv președintelui Băsescu de atunci am spus băieții deștepți. Sigur că aveam noțiunea învățată și eu de la Viena și de la unde trebuie. Că am umblat acolo unde știam că trebuia să le dau peste nas, să le spun de ce sunt mai bun decât ei și nu mă las și nu las de veni să-și bată joc de ei. Termocentrala pe mine, pe Moloț, pe administrație, avea 250 de milioane grand prin fondurile europene, dar venite prin Consiliul Județean și Primărie. Nu le-au acceptat. Am pierdut banii aia. Au mers pe aia de mediu, până la urmă urmii mediu european, prin Comisia de Mediu, n-a recunoscut, au pierdut procesul și astăzi mai au și pacostea cu mediu. Și o ultimă întrebare, credeți? Și deci acei bani s-a ratat acel moment istoric în care, de exemplu, la Bacău s-au băgat 4, neavând Deva solicitare, Bacău a luat 410 milioane. Primarul Sechelariu, nu Sechelariu, și Sechelariu a contribuit la proiect, dar și îmi scapă acum numele, dar mă mai gândesc, la primarul Bacău, a obținut el finanțarea. Deci iată ce a putut face răutatea din oameni. Acum, noi trebuie să colaborăm pentru că depindem de acea sursă de energie termică care intră aici. În discuții cu termocentrala Mintia mi-a spus că anul ăsta ne țin și iată, suntem în martie, dar am plătit și vom plăti mereu în avans ori de câte ori ne solicită, pentru că sunt oamenii noștri și trebuie să-i ajutăm. După care, sigur că ei vor zice, domnule, dacă lucrurile merg, mai păcălim comisia, mai ținem un an. Dar sub nicio formă nu mai ținem doi. Deci eu le-am spus atunci în 2010-2009, când aveam discuțiile astea, când am fost eu de spun la Tăricianu, eu le-am spus în 2014 ca de termocentrala. M-am păcălit. Suntem în 2017, am mai obținut două amânări. Dar din punctul nostru de vedere, ultima întrebare legată de Mintia, credeți că ar trebui să fie închisă? Sau și mineritul ar trebui să fie închis? Nu, păi și atunci cum ar putea? Ar trebui retehnologiată. Grupul ăsta, unul singur din șase, au șase grupuri de 210 MW/h și unul de 240 de MW/h, care singurul care funcționează. Cele cinci sunt vraiște.
nu mai știe nimeni, ba că vin chinezii, nu mai chinezii, ba că rușii au să ne livreze în locul datoriilor istorice niște utilaje, nu s-au potrivit nici alea. Deci grupul ăla trebuie să aibă autorizație de mediu și să funcționeze în parametri economici. Astăzi grupul ăla produce cu 100 de euro, ceea ce în 2008 produceau cu 60. Cu 60, deci, da. 100 de euro, nu-i mai poți susține fiabilitatea. Deci ei nu mai pot livra curent electric în sistemul național decât când țara o cere, când la Cernavodă se întâmplă ceva. Între timp s-au mai construit și eoliene, hidro și chiar fotovoltaice, câmpuri întregi, la Sibiu până la Constanța sunt numai eoliene care bagă și alea, sigur, doar 230 de zile, că așa e proiectul și da, proiecția, da. Nu bagă non-stop în fiecare zi. Termocentrala ar putea băga dacă ar fi fiabilă, dar nu e fiabilă. Și atunci noi am zis, domnule, luăm o centrală care ne produce egal în cogenerare curent electric și căldură. Căldură de 2 milioane de euro pe lună, curent electric de 2 milioane de euro pe lună. 4 milioane pe lună înseamnă atractivitate pentru orice investitor străin și nu vă ascund, am bătut și la ușile Spaniei, și la ușile Finlandei, și la ușile Franței, și la ușile Germaniei. Dar avem Făgărașul care este cel mai elocvent și îl rog pe toți președinții de asociație și le voi pune autocar în momentul când am bătut cărămida de fundație la centrală împreună cu presa. Să-i duceți acolo ca să se hotărască dacă da. Am dus deja o parte din presă, pare rău că nu v-am dus pe dumneavoastră, că erați cea mai îndreptățită, sunteți și jumătate din Valea Jiului, simțiți și... Sunt de tot din Valea Jiului. Minerește și termocentrala acum... Că probabil că vă încălziți în nu, apartament. Nu, am centrală cu... pe gaz. Îmi pare rău. Da, era să zic și eu ceva acum, da. Mai dezmorțeam un pic atmosfera. Spuneți în câte drumuri... Căldură să iasă, nu contează. Cine-i sursa, da, căldură să iasă. Și ieftină. Am înțeles. Cum stați la capitolul drumuri în Deva? Pentru 2017. Drumuri, am băgat enorm de multe în acest an, 1200 de drumuri, constând sigur și în alei. Aveți 1200 de drumuri în Deva? 1200 de alei pietonale și drumuri. Tot se va face, de la Rosetti până la Granitului, până la Cozia, până la toate trotuarele băgate. Anul acesta? Sperăm să finalizăm, poate nu le terminăm toate în decembrie, dar le terminăm în martie pe acest buget. Că ați văzut, bugetul abia îl obținem în martie, datorită scandalurilor de la București, abia am reușit să-l promovăm prin președinte. Automat durează 2 săptămâni să-l voteze Consiliul Județean și încă 2 săptămâni Deva. Deva va avea proiecția de buget aprobată doar în 28 martie. Deci iată că... Deci nu puteți să ne spuneți cam câți bani vor fi băgați în drumuri anul ăsta? Sau cât cum se estimați? Nu. Vă spun exact. Puteți. 180 de miliarde. Dacă va fi aprobat bugetul, nu? E aprobat și trebuie să îl aprobe doar Consiliul Local. Deci Parlamentul l-a aprobat, președintele l-a aprobat, intră la Consiliul Județean, ne mai dă și acolo o cotă directă prin Ministerul de Finanțe, care e alocată direct de vei și, pe urmă, dacă Consiliul Județean va vrea și va dori în anumite zone unde au și ei priorități, pot să ne mai dea pentru 2, 3, 5 străduțe, că na, nu e nicio problemă să mai ajut și municipalitatea, că și noi contribuim la bugetul Consiliului Județean cu o sumă și noi mai ținem la primăria municipiului Deva elevi interniști la liceul Decebal, la liceul pedagogic, la liceul miner, la liceul... Deci sunt elevi care vin din diferite comune și stau la Deva, consumă căldură, școlarizare și așa mai departe și atunci, sigur că și județul ar trebui să ne ajute, că primarii de acolo nu pot, n-au cum interveni în bugetul nostru. Trebuie să luăm pauză, revenim cu mai multe nu subiecte cred. După. Ba da, trebuie să luăm pauză. Biblioteca Județeană Ovid Însușianu Hunedoara Deva organizează în data de 23 februarie, ora 11, în sala de conferințe a Parcului de Afaceri din Simeria, un eveniment deosebit de important în viața bibliotecilor publice din județul Hunedoara. Festivitatea de premiere a bibliotecilor publice care au excelat în activitate în competiția anuală Bibliotecile Anului, ediția 2016.
Vor fi premiate cu acest prilej bibliotecile municipale, orășenești și comunale care, în anul 2016, au obținut cele mai bune rezultate în întreaga lor activitate. În weekend se iubește! Se iubește în stilul dulce românesc, în cel mai curat și mai intens mod. Aqualand Deva vă așteaptă pe 25 februarie, începând cu orele 17, să petrecem împreună dragobetele. Mega show de lasere, muzică, căsătorii de probă și multe alte surprize. De dragobete, iubește românește la Aqualand Deva. Primăria municipiului Deva și Consiliul Local Deva premiază cuplurile care sărbătoresc în 2017 nunta de aur. Pentru a beneficia de premiu, cuplurile care împlinesc anul acesta 50 de ani de la încheierea căsătoriei și au domiciliul în municipiul Deva, sunt invitate să depună o cerere tip la Direcția Publică Locală de Evidența Persoanelor și Stare Civilă Deva, împreună cu copii după certificatul de căsătorie și actele de identitate ale soților. Premiul constă într-o sumă de bani și o diplomă de fidelitate și este oferit în baza hotărârii Consiliului Local al municipiului Deva. 20-23 februarie. Deva, sala sporturilor. 20-23 februarie. Cupa Big a liceelor la fotbal. Ediția 8-a. Respect și fair play. Magic Nu pot să cred că nu găsim la TV ceva care să ne placă. De acum, cu funcția replay a Mediaboxului Horizon, tu alegi ce program vrei să vezi din ultimele 7 zile. Transformă orice după-amiază de luni într-o noapte de vineri. O după-amiază de sâmbătă. O seară de miercuri. Sau o dimineață de duminică. Acum ai 50% reducere la abonamentele TV Play Familia sau Play Maxim în pachetele cu Net și TV. Cu Horizon, tu alegi ce zi e la TV. Am luat altă apă. No, bine ai făcut. Dar pentru rinichi o fi bună? Bună. Dar pentru ficat? La tăți e bună. Dar de sete strece? Și de sete strece. Tare-i bună. Perla Apusenilor. Bă, ăsta e miracolul ăla de la Chimindia. L-am rebranduit, cum se zice la noi, în Ardeal. Tare-i bună. Perla Apusenilor. Izvor de sănătate. El este Alex. Alex este un erou de comedii, drame și telenovele. I-a lipsit însă acțiunea, care presupune viteză, până acum. Ce viteză aveți? Obișnuit acum cu viteze superioare, Alex recomandă 1000. 1000 de megabits pe secundă. Cea mai mare viteză de internet din partea asta de lume. Acum, Alex va prezenta permisul de viteză. Diginet Fiberlink 1000, de la doar 45 de lei pe lună. Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Vocea Străzii cu Mircea Muntean, primar al municipiului Deva. Haideți să discutăm și despre politică. Se zvonește că dumneavoastră vreți să preluați șefia PNL-ului, dar a organizației județene a PNL. Dar dumneavoastră sunteți încă la PSRO. Totuși, pe afișe în campania electorală, ați susținut PNL-ul. Care e părerea dumneavoastră? Care-i părerea mea? Și o respect. Care-i părerea mea? Respect orice opinie. Deci eu acum 5 luni am trecut la Partidul Național Liberal. Aveți adeziune? Să termin. În ședință publică, da. În cadrul Consiliului Local, am anunțat că eu, Mircea Muntean, din acest moment, revin la Partidul Național Liberal și vreau să ies la pensie de aici. Nu mai am alte veleități. Am fost într-un an în două partide, ca să mă poată face anumite colegi de-a noastră și traseist, și am văzut și cam ce oameni sunt acolo, mi-am făcut și prietenii, mi-am făcut și dușmani și am revenit acolo unde am fost lansat și unde au fost și bunicii mei de
din 1920, de când știu eu ce politică au făcut familia mea din partea tatălui. Bun. Acum, aici sunt trei chestiuni care strănțelese. Da. Eu pot să fiu cu acte în regulă dacă PSRO mă exclude, da, sau dacă PSRO îmi dă acceptul. Și sunteți cu acte în regulă. Dacă PSRO mă suspendă, da, cum a vrut la un moment dat domnul Moloț și domnul Rușanu și a intervenit Crin Antonescu și a zis nu, dacă sunteți buni, bateți-l să nu mai aud de el, să nu mai auziți de el. Dacă nu sunteți buni, atunci asta e viața și el o să revină primar. Eu am revenit primar și ei m-au dat afară. Dându-mă afară, am putut să aduc fondurile de 45 de miliarde pentru că am trecut imediat la UNPR și Murgeanu cu Anastasia, care era secretarul general al Ministerului Dezvoltării, mi-au aprobat toate milioanele pentru fondurile DEVEI, care s-a lăudat și vechiul primar și din care a dat el înapoi că vine Dobrițoiu și cu Voiculescu și mai dă lui mai mult decât am adus eu și pe nu i-au mai dat nimic, că ăla s-a dus la pușcărie și a rămas domnul primar fără nimic, nici măcar banii de 1 milion de euro aduși de mine în rezervă. Și iată că ce am spus să adevărește, că acum am obținut finanțare pentru 3 grupuri de blocuri, deci aproape 250 de apartamente și încă o sală polivalentă. Dar să revenim la politică. Care dintre cele trei situații este... PSRO-ul s-a desființat la național. Așa. Deci nu mai există. Domnul John a declinat competențele direct la județ. Județul are un birou județean care poate mâine să dea un verdict pentru mine de excludere sau să-mi dea, domnul Munteanu, primiți acceptul nostru să treceți la PNL și noi vă susținem. Și șef și la PSRO este? Voi. Și șef la PSRO este domnul Răzvan, actualul viceprimar al meu. Păi și nu v-ar da afară, nu? Nu, dacă mă da afară îmi face un bine. Dacă mă suspendă, încă o dată repet, da, să învețe toți politică, că dacă nu vin cu elevii, cu copiii la mine, care vor să-și trimită copiii, eu nu le recomand, dacă vor să-și trimită, să fie conform cântecului bănățean, că și omul e ca și o piatră, tot mai crapă câteodată. Dar eu sunt ca și un munte, am răbdat atât de multe. Deci sunt trei condiții importante, da, când te scrii în partid. Să nu-și dorești suspendarea. Când, da, te suspendă, ești undeva, de aia zice suspendare. Nu poți nici să treci la un partid, nici să pleci din, nici să mai ai o putere în partid. Da. Ești un nimenei care rămâi un independent care, dacă ești abil până în ultimul, dar nu te dă nimeni din funcția de primar afară. Te dă afară din partid dacă tu împotriva biroului județean, cazul nostru din PSRO, te duci și faci adeziune scrisă. Da. Și eu acum am discutat cu colegii și le-am spus, eu în PSRO nu mă mai întorc, am plecat acum 5 luni, foarte clar, voi mă urmați sau rămâneți voi și vă puneți primar? Sau... Ei au zis, domnule, venim cu tine. Suntem o echipă, colaborăm și slavă lui Dumnezeu în Consiliul Județean. Niciodată n-a fost atâta, în Consiliul Local și Județean. N-a fost niciodată atâta liniște. Dar PSRU nu avea, nu știu ce, alianță cu PSD-ul? Nu, nu, am făcut alianță strict pentru Consiliul Local și dovadă că avem... Păi și acum dacă iubiți toți PNL-ul, ce veți face? Pentru că avem rupeți nevoie de două, alianța trei. Cu noi nu PSD-ul? Făceam, noi cu 11... votul nu făceam două trei. Noi aveam nevoie oricum de PNL. Dacă li se ia un consilier sau dacă unul de la ALDE sau de la ALDE acum fiind cu PSD-ul, noi n-am fi putut face majoritatea de două trei. Deci a fost o chestiune strict tehnică. De acum înainte eu le-am spus colegilor, trebuie și cu asta finalizez, că mă gândesc că e destul de clar pentru Deveni. Deci e clar, dacă PSD-ul nu vine să treacă, nu e nicio problemă, trebuie să iau o hotărâre asupra mea. Pentru că eu mai mult de un an le-am mai dat acum un timp că oricine aș analizează și PNL-ul, poate nu ne vrea PNL-ul. Poate păi ați fost pe afișe cu ei, cum nu vă vrea? Păi atunci în campanie te vrea și
cum e bancul ăla, cu când s-a dus ăla în iad și a zis că toată lumea cânta și dansa în iad. Și pe urmă a zis, domnule, să văd și raiul, că n-am avut niciun păcat. A, vezi raiul și l-au băiat la rai și toată lumea culegea flori și cântece, line și... A zis, domnule, parcă e mai frumos, că e ambianța tristă aici, hai să mă duc puțin, mai bine mă duc în iad. Și când au deschis ușa iadului din nou a doua zi, toți fierbeau acolo și erau necăjiți. Zice, domnule, nu ăsta e iadul care l-am văzut. Nu, nu, ăla era iadul care era în campanie electorală, când toată lumea promitea și râdea și dădea concerte. Acum deja au trecut la muncă. Așa și noi, în campanie toată lumea te ia, toată lumea îți promite. Vorba mea, că asta e vorba care mă aparține. Omul politic te strânge în brață, te sărută pe obraz, dă mâna și își face treaba cu tine. Asta fac cu oamenii politici. Și atunci sigur că au avut nevoie și probabil și de mine. Păi și acum și mă gândesc că mai au nevoie de dumneavoastră, nu? Din moment ce oricum dumneavoastră sunteți... Acum sunt relaxați, mai întâi vor ei toate funcțiile și să le dea Dumnezeu, am zis, banalizațiile, dar atunci nu ne încurcați pe noi. Adică nu încurcați pe colegii mei. De la, eu oricum rămân la dumneavoastră și simplu membru, și vicepreședinte, și președinte, și dacă trebuie să candidez la județ, mă duc la județ și tot eu voi câștiga. Și dacă mă duc la municipiu, tot eu voi câștiga. Și vreți să candidați la șefia organizației județene a PNL Hunedoara? Eu nu pot să dau eu un răspuns. Păi vă întreb astăzi. Dacă vreți. Astăzi trebuie să clarific foarte clar poziția colegilor mei din PSR. Dacă vin cu mine, sigur că voi candida. Păi vă veni cu dumneavoastră, că sunt prietenii dumneavoastră. Dacă garantați că ei vin, eu nu pot. Sunt prietenii dumneavoastră, ar fi culmea și să nu fi. Și Moluț a fost prieten și Rușanu și sunt în continuare prieteni și adversari politici în funcție de... Pe care mai e relația dumneavoastră acum cu Mircea Moluț? Normal, ne salutăm și ne vedem de treabă fiecare. Cum a fost și înainte de a ne cunoaște, de anul 2000, când a ajuns viceprimar. Vă doriți să fiți șef al organizației județene a PNL Hunedoara? Păi evident că dacă colegii primari mă susțin, îmi doresc să fiu. Dar nu o să las partidul ăsta să ducă naiba în jos, să se distrugă de tot. Acum, când e momentul că dumneavoastră trebuie să vă puneți altfel întrebarea și iertați-mă că păi vă cer cum? Puțin. Spuneți-mi cum ar trebui să întrebați. Cum ar trebui să Dom'le, de ce nu vă fluieră și pe dumneavoastră în fața primăriei? Cum îl fluieră pe X, pe Y, pe la jos, PSD-ul, hoții și nu știu ce mai strigă aia pe acolo, revoluționarii, prin piață. Păi vă spun eu de ce. De ce? Pentru că eu mergeam în campanie în toate orașele, băteam la ușa devenilor și mă puneam în genunchi și poate am greșit și eu, da, da, colindam, le spuneam, poate am greșit și eu, vă rog, nu votați cu PSD-ul. Ia mă mai ieși afară, ăștia care te-au scuipat, care te-au urât, ăștia din PNL, acum vii cu noi să le ceri votul, las că votăm noi. Și au votat cu al de 7,5% la greu și 6,5% au votat cu Băsescu. Deci dacă îi întrebi pe undeva, zici că nu a votat nimeni. Și, 20, și restul, 48% au votat cu PSD-ul. Cum să vină astăzi să-l fluiere pe Mircea Muntean penalul? Dau un exemplu, cu una din apostrofe. Penalul, după ce intru la penal, deocamdată n-am avut lanțuri, am atras ură pentru că le spun direct ce am de spus. Unde am greșit, am greșit, am plătit și plătesc în continuare, dar nici nu vreau să fiu la cheremul fiecare să mă calce în picioare, că pe mine mă cheamă, nu știu cum, Radu sau Grigore sau... De asta nu mă fluier acum revoluționarii, pentru că le-ar crăpa obrazul. Cum mă, când am venit eu și băteam la ușă, nu votați PSD-ul? A zis, fugi mă de aici. Și acum să vii să mă fluier pentru ce? Păi... Sau când m-am dus în Parlament, eu n-am spus-o niciodată. M-am dus și am votat împotriva grațierii, împotriva ordonanței. Da? Că deci și pe dumneavoastră va... Unul de la presă, numai atât, a încercat unul, aoleu, suspira când a văzut votul, când a arătat domnul Nistor, domnule, dar asta au votat împotriva lui, împotriva... Poate și eu mi-era mult mai bine astăzi, eram și eu grațiat, păi și acum... era ordonanța trecută... Păi și acum cu ordonanța asta 13, cum ați fi votat? Cum ați fi votat? N-o vedeți, tot împotrivă. Pentru că eu nu mă interesează de ea. Pe mine mă interesează de legea justiției române. Și conform sentinței definitive, care nu mi-a fost de fond, care nu mi-a fost favorabilă, dar cu întreaga motivare care a venit
Da, recunoaștem, domnul Munteanu n-a încălcat, n-a făcut, abuzul în serviciu este discriminat, dar noi totuși, eu judecător de instanță, pentru că sunt de acolo, nefiind încă un caz, că nu era cazul Dan, și o să vă spun de ce să fie caz Dan, că acum înțeleg de veni și vă rog să aprindă televizoarele, pentru că nu vă vor auzi, că mie nu place să comentez probleme de justiție. Dar comentați acum, că noi punem și pe internet, să vadă. Deci, să le spun de ce. Și eu fiind cu 2 săptămâni înainte de domnul Dan de la Alba, cazul precedent pe țară, da. Și toți ne mirăm, mamă, cum o fi căutat? Mie mi-a dat, mi s-au părut câteva articole că le-ați încălcat. Dovadă că ați văzut și presa a scris foarte clar, Mircea Muntean a avut o pedeapsă mai ușoară decât a lui domnul Dan Daniel de la Consiliul Județean și totuși nu i-au suspendat hotărârea. Da. Ei, de ce? De ce? Pentru că nu era un precedent, una, și a doua, eu nu m-am dus să dau justiția română la CEDO. Deci, uitați-vă, dragi de veni, uitați-vă la mine. Eu mai aveam 2000 de euro și mă împrumutam, dacă nu, și tot îi dădeam în judecată la CEDO și câștigam. Păi și de ce nu i-ați dat? Nu i-am dat. Pentru că am făcut acest recurs în urma căruia, în urma sentinței care le voi ține 17, dacă mie e favorabilă, cu ea numai mă pot duce direct la CEDO. Deci dacă ai o sentință definitivă, poți să te duci la CEDO. Unde să mai știe Deveni că au mulți și aveți multe probleme. Să vă mai spun, să știți de la primarul Devei cum stau lucrurile, nu de la politicieni, de la povești. La CEDO există un birou de români. Maestri juriști, maestri avocați, maestri judecători sau ce ori mai fi. Ăia ți-au cererea, da, și ți-o trimit la judecătorii europeni. Dacă ăia spun nu se încadrează, dragi de veni, ați pierdut vremurile și banii și timpul și n-ați obținut nimic. Dacă ăia însă vă acceptă cererea, solicitarea la CEDO, când ajunge la judecătorii europeni, să știți că veți câștiga cel puțin 40%. Când ajunge pe masa europenilor, 40% din românii care merg la CEDO câștigă. Dovadă că și alaltă ieri 5. 5 au mai pierdut statul român. În valoare de 25.000 de euro, toate la un loc. Bun. Dan Daniel a avut timpul, a fost judecat mult mai târziu decât mine, mult mai ambițios și jurist pe deasupra, și s-a dus la CEDO și a trecut de acel birou. Acel birou, trimițând la judecătorii europeni, da, cererea lui Dan Daniel. Când Dan Daniel s-a dus și a spus abuzul în servici în forma românească și a codului penal este de sorginte sovietică și nu se mai poate pedepsi penal întocmirea defectuoasă, cum am fost încadrat eu, sau încălcarea de hotărâre de guvern, de Consiliul Județean, Consiliul Local. Niciunul n-am încălcat asta. Hotărârea poate să ajungă pe masa instanței și poate fi sancționat cu amendă penală. Deci putea la Dan să-i dea amendă penală, dar niciun caz să-l condamne cum l-a condamnat nevinovat sau pe mine. Numai dacă încalci lege sau ordonanță de guvern. Doar atunci vei fi condamnat cu închisoare. Și așa sunt cei mai mulți politicieni. Ăia de afară nu știu și nu vorbesc absolut nimic între ele lege. Din 1500 de cazuri, 1000 sunt politicienii care au încălcat lege sau ordonanță, iar funcționarii publici, cei mai mulți din cei 500 care au rămas, ăia n-au încălcat decât hotărâri în urma căreia nu mai pot fi băgați la închisoare. Cum? Altfel nu mai semnează nimeni nimic. Deci, Dan Daniel când s-a dus la Alba, să nu credeți că nu s-au făcut presiuni pe Alba. Doamna judecătoare, ai grijă? Suntem noi. Cine a făcut? Șef. Procurorul șef din Alba. Da. Există instanțe, există în altă curte, aveți grijă. Și asta judecătoarea le are. Abuzul este discriminat. Dan Daniel a făcut cerere la CEDO. CEDO i-a acceptat-o și așteptăm răspunsul. Păi și dumneavoastră iar a avut precedent, eu judecătoare, nu mă mai duc să mai pierd 20.000 de euro. Au întors-o pe urmă că dă, contestă doamna Chioveși. Să vedem ce contestă doamna Chioveși. Și de aia
există o speranță în plus și nu neapărat nevoie ca Mircea Muntean să beneficieze de o ordonanță noapte. Și să beneficieze de o lege pe zi. Și ne vom lupta cu... Și cu celălalt dosar al dumneavoastră? Celălalt dosar, încă o dată am spus-o și o repet, a fost un joc al unor oameni din structuri conduse de fostul șef al poliției locale și fostul șef al administrației, care împreună au regizat că eu am condus mașina de la Pestișul Mic din Livadă până pe DN7, ștergând toate stațiile de filmare de la Sala Sporturilor, de la Biserica Baptistă și noroc cu cea de la Brutăria Neamț, unde vânătorul și pescarul după o săptămână mi-a dat filmul și a arătat, uitați, aici a avut loc schimbul în locul accidentului la 150-30 de metri, șoferul a fugit, m-a lăsat pe mine acolo și eu nu mă duc să-l incriminez pe șofer. Eu l-aștept pe șofer să vină și rog toată presa și te rog, Ana Maria, să-l faci cumva să vină aici să spună dacă eu am sau nu, până la urmă va spune omul ăla, că nu va fi presiunea prea mare pe el să nu spună adevărat. Păi nu e în Spania? Pentru că nu e în Spania? În Spania? Cum aici? Cum? Vorbesc cu el, nu... Eu nu sacrific un om, șoferul meu. A, dumneavoastră vorbiți de jenică. De jenică, exact. El trebuie să vină să spună, domnule, vreau să spun, e treaba dumneavoastră cum râdeți sau ce faceți. Că e foarte bine că emisiunea e aspră. Și vorbă, pot să creadă oricine, orice. Eu când sunt nevinovat, spun, sunt nevinovat. Și mă uit la ochii dumneavoastră, mă uit la ochii tuturor devenilor și le spun, nu mă joc cu cuvintele. Deci eu până în locul accidentului am avut șofer pe tot parcursul zilei când l-am însoțit pe Ponta, dar cineva din ură s-a răzbunat. E un proces care trebuie să decurgă normal și care sigur că depinde de celălalt. Dacă nu va fi suspendat, poți să iasă și rău, că am spus, acum sunt la mila Domnului și la respectarea legii. Dacă nu voi avea o sentință, și acum le spun de venul, că nu înțeleg multă lume, voi avea o sentință definitivă că nu mi-au acceptat suspendarea ca la Dan, deși pedeapsa mea e mult mai ușoară decât a lui Dan. Și aici ați dă de gândit, mă, dacă Dan, i s-au interzis drepturile civile, a fost dat afară de servici pe nedrept, a fost făcut așa, a fost în fiecare săptămână la serviciu jurisdicțional să semneze la mine, din 3 în 3 luni, toate drepturile civile, candidez deputat, câștig, candidez primar, câștig, candidez la Consiliul Județean, mă fură, nu intră nimeni, îmi răstoarnă mașina la Hațeg, aceeași care mi-au făcut-o cu circulația, mi-au răsturnat mașina, n-a spus nimeni nimic, tace toată lumea, mai ales cei din presă plătiți, că mai sunt și cei din presă acoperiți, să nu uităm. Ăia sunt periculoși, pe poți să nu spui. Deci sunt trei lucruri care... Unde sunt banii a 1 milion de euro publicat în Monitor Oficial? De ce s-au dat înapoi? Unde e avizul Ministerului Apărării cu cele 28 de hectare pentru tinerii DV ca să-și construiască case? Astea au fost întrebările. Și unde sunt vinovații de la accidentul de la Hațeg? Atât. Trei lucruri. Și dacă mai gândești și a patra. Dar astea trei le vreau urgente. Și atunci... De la mine le vreți? Nu, de la toată presa. De la toată presa. Așa cum au putut să scrie ieri foarte corect presa, domnule, uite aici, uite ce a fost motivarea. Deci ei n-au făcut altceva. Mi-au luat motivarea și au copiat-o în ziar. Care a vrut, a dat-o, care a avut sânge în el și curaj și care nu s-o băga sub masă. Nu spun pe radio nimic. Când îi să iasă rău și pierd un proces, îi bagă pe deveni într-o spaimă, 3 zile mai are, 5 zile, îl arestează într-o săptămână, de mâine nu-l mai avem, deja se intre Mărgineanu, zice, să-și facă campanie, că zice, Mircea pleacă, e gata. Păi mai avem? Ei, nu poți, Ana Maria, chiar așa să ții sub teroare, pentru că nu pot lucra nici eu. Gândiți-vă că mă duc de 2 ori, proces acolo, și acum am mai deschis un proces la înalta curte ca să știe deveni și ce ne privesc, judecătorii și care sunt drept să înțeleagă și să explice oamenii, am deschis unul pe revizuire. Pentru că procurorul și judecătorul care mi-a zis ai dreptate, tot, dar noi credem că ai că... Fără să spună ce articole, deși n-aveau voie să atace decizia definitivă a înaltei curți completul de 5. Deci n-aveau voie. Dar ăsta, judecătorul mic, pe presiune, pe tremurat, a zis, domnule, Mircea e nevinovat, dar i-am dat-o
că așa credem noi. Dar vrem să-i spunem la domnul Mircea Munteanu, a zis judecătorul, că să se adreseze la revizuire, că se încadra. Și procurorul a zis, da, Mircea Munteanu trebuie să facă revizuire. Și atunci voi face acum revizuire la înaltea curte. Săptămâna viitoare voi introduce un nou proces. Dar să știți că emisiunea noastră totuși e la sfârșit. Vai, ce rău îmi pare. Vă mai aștept dar și altă dată. Să nu mă mai întrebați cu asta, gata. M-am spus destul, a zis că nu răspund acum. Da, trebuie să răspund, să le spun și eu devenilor să știe cele două lucruri. Și, repet, să mă judece să vin nevinovat. Pentru că vă spun eu, după ce mă vor judeca nevinovat, dumneavoastră veți fi prima care îți veți zice, îl știu pe omul ăla și îl simt, n-a condus el, a fugit, s-a întâmplat ceva cu șoferul ăla. Pentru că filmul arată foarte clar, numai mi l-au dat după o săptămână. Am înțeles, vă se mulțumesc mult. Și acum Nea Ionică de la Vânătorul și Pescarul, că fără el eram istorie. Să trăiască Nea Ionică, mulțumesc mult, mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Cu voi ne vedem... Mâine, la revedere! La revedere, o zi bună!